Din capitolul 15 al Evangheliei lui Ioan învățăm astăzi ce înseamnă să rămâi în Hristos. Între masa pascală din Odaia de Sus și evenimentele dramatice din Ghețimani, Iisus a rostit cuvintele pe care le redă Ioan în capitolele 15 și 16 ale Evangheliei sale și a făcut rugăciunea din Ioan 17. Și a început acest mesaj final prin cuvintele „Eu sunt adevărata viță”, spuse probabil când treceau pe lângă portalurile templului, care erau din bronz cu basoreliefuri de aur ce redau corzi de viță reprezentând poporul Israel. Văzându-le, Iisus va fi spus, adevărata viță sunt eu. Cuvinte adresate unor oameni, ale căror rădăcini erau bine înfipte în solul Vechiului Testament și care comunicau că nu religia sau naționalitatea erau esențiale, ci a fi unit cu Fiul lui Dumnezeu. Din acest pasaj măreț, în special primele 11 versete din capitolul 15, remarcăm trei cuvinte. Întâi, prepoziția în, folosită doar aici de 15 ori. A fi mântuit înseamnă a fi în Hristos. Apoi cuvântul rod, folosit de 7 ori. Și în al treilea rând, a rămâne, care apare de 13 ori. A rămâne în Hristos garantează rodirea, sau garanția rodniciei este rămânerea în Hristos. Rodul este, bineînțeles, viața din Dumnezeu, evidentă în credincios. Rodurile Duhului sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare și așa mai departe, citiți-le în Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Altele asemenea pot fi considerate rugăciunea eficientă, rodnicia continuă și bucuria negrăită, cerească. Oricine are aceste manifestări și roduri la vedere în viața sa, poate invita și atrage și pe alții către prezența lui Dumnezeu și părtășia cu El, prin cuvintele și prin mărturia unei trăiri autentice, intense, influente. Când o mlădiță din viță nu aduce rod, tatăl o taie, fie înlăturând-o, fie prin moarte. Asta nu înseamnă pieire veșnică, pierderea mântuirii, pentru că aici este vorba despre rodnicie, nu despre viața veșnică. Dar când o mlădiță aduce rod, tatăl o va curăța ca să rodească și mai mult. Uneori, el înlătură din viața noastră ceea ce afectează rodnicia. Doare, dar ce bucurie va fi când vom purta mai mult rod? Tatăl de asemenea ne curăță prin puterea supranaturală a cuvântului său. Singura posibilitate de a rămâne în el este să-i permitem să ne curețe neîncetat și să continuăm în dragostea lui. Asta înseamnă comuniune neîntreruptă cu Dumnezeu. În mașină, la birou, în bucătărie, pe stradă și peste tot. Este alegerea noastră să rămânem în Hristos. Părtășia cu El poate fi lezne întreruptă prin păcat, neascultare, comportament lumesc, nepăsare, absența pocăinței. Iisus și-a dat viața ca jertfă pentru noi și tot ce cere în schimb este ascultarea noastră. Aceasta este condiția pentru a fi prieten cu Domnul. Dar să știți că în acest caz, lumea nu va mai fi prietena voastră, pentru că ea nu poate iubi un copil al lui Dumnezeu. Lumea iubește păcatul, întunericul. Iar când Domnul aprinde lumina, cum am mai spus, ciobolanii, șerpii, gândacii fug să se ascundă. Ei urăsc, nu suportă lumina și nici pe cel ce o aprinde. Iisus a spus toate astea ca să-i mângâie și să-i întărească pe ucenicii săi pe drum spre grădina Ghețimani, unde l-aștepta un alt test serios.